sute de guri înflămânzite ne așteaptă să le livrăm ceea ce se numește mâncare sub formă de pizza. Dragul mestre, curam! Avem aici 3 scutere. Cu ajutorul unuia dintre ele ne vom deplasa către o domnișoară care a câștigat la concursul Monday Getaway cu Pro FM Giveaway, livrată de către mine pentru Anca de la o firmă de aici din Pipera. Problema este că nu am mai deplasat cu ajutorul unui astfel de moped de ceva ani, încoace, mai exact din anul 2013. Acum n-ar trebui să reprezinte o problemă, pentru că până la urmă știm cu toții că mersul pe bicicletă nu se uită niciodată. E bine, nici mersul pe scooter, dragilor, nu se uită niciodată, sau cel puțin așa mă îmbărbătez eu singur. Haideți cu mine să luăm pizza. Sperăm că e aici, da? Haideți să intrăm. Oamenii nu știu că îi filmăm, le facem o surpriză. Deci, doamnelor și domnilor, fericirea Ancăi pornește de aici, de la pizzeria Domino's, de la sucursala de la baza podului din Pipera. Practic, știm cu toții că ziua de luni este o zi grea, practic cea mai grea și cea mai nevoioasă din cursul unei săptămâni. Știm cu toții că pauza de masă de la prânz este momentul mult așteptat de către fiecare angajat al unei corporații, cum este și Anca și colegii ei, evident, care vor fi alimentați astăzi și bucurați de către Domino's Pizza și de către Pro FM în urma concursului pe care Anca l-a câștigat, cum v-am mai spus, Monday Getaway cu Pro FM Giveaway. Așteptăm într-un miros splendid de aluat, practic copt la cuptoarele încinse de aici, de la Domino's Pizza. Așteptăm să iasă mâncarea și să mergem către destinația noastră. Ne vom pune în cap o cască. Da, este o cască rezistentă, doamnelor și domnilor. Se poate merge cu ea și în Piața Victoriei la bătăi și se poate merge dotat cu această cască și la bătaia anuală de la Ruginoasa de anul nou. Porți astfel de cască, nu te doare capul. Asculți Pro FM, nu te doare capul. Asculți Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană, evident ați ghicit, nu te doare cap. Iată câtă greutate vom căra în spate, doamnelor și domnilor, stimați prieteni. Opa, este vorba despre 10 pizza care deja m-au destabilizat centrul de greutate, prieteni. La revedere, vă mulțumim frumos, aveți o zi minunată și o săptămână splendidă, luxoasă. Deschide puțin cutia Pandorei, să băgăm pizza, să o introducem aici, iată. Ne vom sui pe scooter și vom demara către locație. Iată că nu este deloc ușor în traficul din București. Se pare că motocicliștii nu prea sunt respectați, după cum ne-am obișnuit deja. Mergem acum la Anca să-i livrăm pizza. Oh my God, e tipul! Așa, deci cine a câștigat? Eu am câștigat. Felicitări! Salut, felicitări, sărut mâna, felicitări și... Mulțumesc mult, îmi dai pup? Da, sigur. Și acum că știu unde să vin, sper să mai vin. Și acum că știu unde să vin, o să mai vin doar dacă veți asculta în continuare
Pro FM, mai ales în programul Dimineața Blana, unde sunt eu, dar dacă nu vă treziți atât de dimineață, dacă aveți ședințe la ora aia, exact. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, să o ascultați pe Nico, pentru că ea este cea care v-a dat pizza și astăzi. Acestea fiind spuse... Mulțumim! Good afternoon, everybody. The runners are behind the mobile 2,000 metres. Just about at the start point. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Run.